Salut! Tremur, am înghețat, bate vântul foarte tare și am să vă prezint Lexus CT200H. Nu știu dacă e cel mai bun moment ca să vă prezint acest samurai de lux care ne va curenta așa în stil japonez, dar mai ales că nici Bogdan nu vrea să mă soțească, dar n-am încotro. Colegii mi-au spus, băi, e un hibrid atipic, deosebit, frumos, deși dacă mă întrebați pe mine, eu spun că arată ca din Transformers venit. Nu prea arată o mașină cu care suntem noi obișnuiți, dar poate că exact asta te face să întorci capul pe stradă după ea. Are niște linii foarte, foarte agresive. Vedeți și ciudat un pic, un colț așa, nu știu, parcă contrabalansează, tocmai pentru a-ți face botul ăsta cât mai rău, așa, cât mai fioros. Ne vom plimba pe lângă ea și o să vedeți diferențele față de A-Class, față de seria 1 sau față de A3, pentru că aceștia sunt concurenții acestui Lexus. Deși din anumite unghiuri o să aveți senzația că e o semi-utilitară, pentru că mașina pare foarte pătrățoasă, de fapt și spatele este la fel ca și fața, cu linii foarte, foarte agresive. Triplele, la fel, cu niște evazări laterale foarte interesante, cu două benzi de LED care îți iau ochii și încă un lucru care îi denotă agresivitatea. Dacă vă uitați, partea din spate imită un difuzor de la mașinile de curse. Nu cred că este efectiv un rol atât de important aerodinamic, dar estetic dă din nou agresivitatea modelului în sine. Portbagajul se deschide. Bun, nu este la fel de generos cum întâlnim la A3 sau la A-Class, dar părerea mea este că pentru zonele urbane și pentru mici escapade, mașina îți dă suficient spațiu. Aici mai avem încă un spațiu de depozitare și ce avem noi aici? Chei de roți, cric and so on. Cum am spus, linia fluidă a caroseriei se oprește aici foarte brusc și din lateral ai senzația că e un cub. Dar avem crom care contrastează foarte bine cu culoarea închisă a caroseriei. Avem în partea de jos, cum îi plăcea colegului meu să spună, Bogdan, că avem tatuaj cu hibrid, la fel și la Lexus. Și jantele pe 17 cu niște anvelope noi. N-am etalonul ca să vă spun cât de bine încăpem, dar hai să încercăm. Băi, pentru mine e ok. Am loc la cap, la picioare arhi suficient. Acum nu știu Bogdan cum s-ar fi descurcat, dar tind să cred că ar fi încăput și el. Oricum să nu uităm că e vorba de un hatchback, adică nu vă așteptați să stați ca într-un S-Class. E o mașină care e pe clasă cu Golf-ul, cu Astra, ca și dimensiuni vorbind. Hai să vedem și cum se conduce. Ne-am urcat în Samurai, am pornit și pe display mașina ne arată ce se întâmplă. Dacă voi vă uitați în momentul acesta, motorul termic încarcă bateria, pentru că aceasta nu prea are curent. Colegii s-au jucat cu ea pentru că e o chestiune nouă, e o chestiune interesantă și pornim. Acum s-a oprit motorul termic și am plecat pe curent. Este una din caracteristicile japonezilor. Pun în mișcare acest samurai la plecarea de pe loc în mod special electric, iar apoi intervine motorul pe benzină. Lexusul nostru cu care ne plimbăm astăzi este din 2015, are 120.000 de kilometri, 136 de cai putere și
și este un motor Euro 6. Reușește să obțină sub 100 de grame de CO2 la rulare, undeva în jur de 91-92 de grame de CO2, ceea ce sună foarte bine. E printre mașinile care au cel mai redus nivel de CO2 eliminat în natură. Acum, ca și consum, producătorul se laudă cu un consum de aproximativ 4%, chiar sub 4% spune că poate să atingă. Sunt foarte sceptic. Mașina are o tonă 400, automată, cam greu să reușești acest consum cu o mașină pe benzină care are 136 de cai putere. Dar n-are rost să-l contrazicem. Vom vedea în perioada următoare ce reușește să facă. Ca și nivel de echipare, după cum vedeți, începem cu centru. Avem pornele la buton, mașina este cu keyless go. Avem climă pe două zone. În partea de jos aici avem sistem audio cu radio CD. În stânga, schimbătorul de viteze, care este foarte, foarte interesant. Ai senzația că e un joystick așa, dar e foarte lejer, nu știu cum să spun, parcă spui că e luat de la calculator, nu că ar fi ceva din industria auto, unde suntem obișnuiți cu levierul schimbătorului foarte, foarte masiv. Aici vine partea interesantă. Ca să puneți mașina în drive, dați stânga și trageți. Ca să o puneți în reverse, stânga și în față. Unde e parcarea? Nu-i parcarea, parcarea este la buton. În momentul în care vreți să vă opriți, apăsați butonul P și cutia intră în modul parcare. Față de majoritatea care aveau tot pe levier o poziție pentru parcare. Pe mijloc avem selectorul pentru tipurile de condus, full electric, eco, normal sau sport. Sistemul de tracțiune, control a tracțiunii. De aici ne putem juca în meniu. Ce am sesizat și, nu știu, parcă îmi tai așa din chef, să zic așa, e puțin cam lent calculatorul. Are o ușoară încetinire. Nu e foarte deranjant, dar mă așteptam să fie mai un procesor mai puternic. Volan. Avem comenzi, cu comenzile inclusiv vocale și pentru telefon. Pilot automat în spatele lui. În stânga, comenzile clasice pentru faruri cu senzor de lumini. Aici ștergătoarele, la fel senzor de ploaie. Pe partea stângă, 4 geamuri electrice, oglinzi electrice încălzite și rabatabile electric. Cam majoritatea într-o mașină electrică se desfășoară la modul electric. Dacă la exterior ne frapează prin colțuri, agresivitate, parcă se uită așa la tine, știi? Parcă se uită, stă să te curenteze. La interior lucrurile devin mai elegante, mai liniștite, nu mai avem aceeași agresivitate. Se vede stilul Toyota la interior și calitatea materialelor este foarte bună. Eu zic că se bate la calitatea interiorului, se bate liniștită și cu A-Class-ul, și cu seria 1, și cu A3. Unde pierde, în opinia mea, este pe partea de spațiu a portbagajului, dar știi cum e, nu poți să le ai pe toate. Vrei și așa, vrei și așa, mai taie din ele. Oglindă cu senzor antiorbire, heliomată. Știți că de foarte multe ori remarc anumite lucruri care poate multora pentru mulți nu reprezintă niciun fel de interes sau dezinteres, pur și simplu sunt total indiferenți față de aceste aspecte. Stau foarte, foarte bine în scaun. Scaunele sunt moi, dar în același timp îți impun poziție fermă și sunt bine profilate pe lateral. Și această tapiserie, care e dintr-o piele întoarsă, îi oferă un aer mai,
pic mai aristocrat. Probabil că dacă era pânză, aveai senzația că da, o asiatică ieftină. Nu, tapiseria actuală întărește calitatea mașinii. Pune punctul pe i și spune: da frate, asta este o mașină scumpă. Până în momentul acesta am mers legal 90-100 de kilometri fără să facem cine știe ce nebunii, exhibiții și așa mai departe. Între timp s-a mai încărcat și bateria, pentru că la plecare avea doar 2 sau 3 liniuțe, acum văd că este aproape plină. Și mașina ne afișează un consum de 4,6% de kilometri. Pentru o mașină pe benzină cu motor de 1.8, zic că este ok. Acum vom face și testul 0-100. Întoarcem frumos, trecem pe sport. E o chestie interesantă, încă nu și-a pornit motorul. Cu toate că am trecut-o pe sport, mă așteptam să-și pornească motorul imediat. Știu japonezii ăștia ce fac. E trafic. Mai așteptam. Și am pornit. Abar n-am în cât timp a reușit să o atingă. Vom vedea pe filmare. Ce este foarte interesant și deosebit față de multe alte mașini, aici avem o cutie de tip CVT, Continuous Varying Transmission. Practic este o cutie care își modifică în permanență raportul dintre motor și turația transmisă la roți, permițând motorului să rămână mereu într-o turație optimă care să-i dea cuplu maxim la un consum cât mai mic. Cred că e acel artificiu care te face să obții maximul de performanță cu un consum minim. Dar pentru acest lucru ai nevoie de o tehnologie superioară, pentru că nu mai sunt acele trepte care se schimbă în permanență. Ea, cutia mereu se metamorfozează, să zic așa, pentru a îți da ce ai tu nevoie. Ați văzut cum trage. Acum probabil că o să mă întrebați și cât costă. Nu e ieftină, dar nu e nici scumpă. Având în vedere că pentru o mașină din 2015, care putem spune că a venit din viitor, la noi va trebui să achitați 16.500 de euro, TVA inclus și deductibil, iar dacă vreți să o luați în rate, trebuie să vă pregătiți pentru o rată lunară de aproximativ 1750 de lei timp de 60 de luni, asta în condițiile în care nu achitați niciun avans. Dacă achitați avans, rata va scădea. Dacă sunteți societate, va trebui să vă pregătiți cu un avans de aproximativ 3500 de euro, TVA inclus, iar rata lunară cam pe la 250-270, la fel TVA inclus, dar fără casco. Pentru societățile nou înființate, minim 30% avans. Uite, am mai descoperit ceva. Hop, frânăm. Am atins frână și instant a trecut pe electric. Aici avem două USB-uri și auxiliar. În momentul acesta, după ce am realizat tot acest test de până acum, am reușit să obținem un consum de 5%. Pentru o tonă 400, motor de 1.8 benzină, mi se pare rezonabil. Chiar ok. Nu știu dacă cu o mașină convențională fără hibrid aș fi reușit să obțin același consum. În schimb, provocarea va veni atunci când vom intra în oraș. Și dacă voi aveți chef, eu sunt pregătit să fac un test cum am făcut și cu Q5. O să vedem ce reușește această mașină să obțină în oraș. Consumul actual, care este de 5, a inclus ceea ce are priză de putere și cu siguranță când vom intra îl vom reseta, pentru că vrem să vedem ce se întâmplă doar acolo, doar în oraș. Am ajuns în fața sediului, adică exact acolo unde am făcut și data trecută testul, și vom merge pe același regim. Intrăm pe full electric. Din păcate bateria nu este plină, dar vom vedea cât
cât ne va ține. Resetăm și consumul. Gata. Deci acum am pornit strict electric. Părerea mea este că duce vreun kilometru. Practic, vom vedea împreună imediat. După cum vedeți, merg foarte liniștit. Ce observ la mașină, acum intru pe un drum mai denivelat, este mai rigidă. Nu știu de ce, dar nu rămâne doar pe electric, intervine și motorul. Chiar n-am idee. Astfel încât vom merge normal. Nu mai stau să necăjesc. Cert e că până aici am mers fără benzină, n-am văzut că nu s-a consumat din baterie, dar nu știu ce regulă are ea pe acolo prin calculatoare. Am intrat deja în oraș. După cum vedeți, traficul nu este chiar lejer. Cine spune că gălățenii pleacă din zonă și se orientează către alte orașe, nu știu cum pleacă, că orașul e din ce în ce mai aglomerat. Sau poate din cauza că toți și-au permis și toți vin și cumpără mașini de la AutoGuys. Merge în continuare. Foarte, foarte plăcută. Am senzația că merg cu tramvaiul. Motorul e atât de silențios încât nu-l auzi. Nu-l simți nici măcar atunci când se cuplează, că plecarea e electrică și deodată vezi că se aprinde acolo, că trage și motorul, dar nu-l sesizezi, nu-ți dai seama când intervine. Iar acum începem coborârea spre principalul nod rutier al orașului, ultimul leu. Nu știu de ce, dar mereu am tendința să spun nod feroviar, nu rutier. Dar într-adevăr, reunește tot ce înseamnă trafic important în oraș. Aici toate se adună. Când se duc copiii la școală, când ies de la școală, e blocaj, dar asta e. Dacă nu ne ducem, trăim în munți și am scăpat de toată nebunia asta. Prea cum să o eviți. km/h. Cum spuneam, suntem legali. Și asta este ultimul leu. Pentru cei care nu sunteți gălățeni și nu cunoașteți, nu știu, e ca și cum ai spune Victorie în București. Ceva de genul ăsta. E very huge. E ca a fost liber de data asta, am trecut ușor. Acum începe partea foarte aglomerată. Am ajuns în cartierul Țiglina. E practic zona comercială intensă, zona foarte aglomerată, cu multe instituții, cu multe magazine, cu multe bănci și pe aici cu multe semafoare. Deși suntem pe bulevard cu 3 benzi pe sens, mereu este aglomerat, mereu cineva se chinuie să parcheze sau să iasă din parcare. E agitație. Podcoava de Aur. Suntem începem să intrăm în centrul vechi al orașului. Dar să nu vă imaginați că e mai liber, pentru că pe aici drumul se îngustează. Am trecut de la 3 benzi pe sens la 2 și în foarte, foarte puțin timp vom trece chiar la o bandă pe sens. Și bineînțeles și mașini parcate alandala. Uite, ăsta e tot electric, deci semi-electric, și s-a făcut și roșu. Dunărea cea frumos curgătoare. O avem în partea stângă, v-ați prins, suntem pe faleză. Am dat cerc orașului, să zic așa. Am ajuns pe faleză. Ce mi se pare mie surprinzător este că până acum am avut deal, vale, la, trafic, semafoare și așa mai departe. Și surprinzător, acum avem 3,8. Eu tind să cred că e stricat. Glumesc. Se pare că producătorul oarecum are dreptate, dar vom vedea până la capăt ce se întâmplă, că, nu știu, pare prea fantezist, prea bine sună. Nu știu,
te aștepți la un moment dat să cineva să-ți dea o palmă și spună trezește-te că nu e adevărat. Who knows? We'll see. Avem în față și turnul de televiziune. E unul dintre, una dintre emblemele locale. E un restaurant situat la circa 10 etaje peste cel mai înalt bloc al orașului. Și panorama este grozavă. Practic ai panorama și la Dunăre, Munții Măcinului, combinat cam tot ce vrei. Uitându-mă înainte de a mă apuca să fac prezentarea acestui model, uitându-mă pe specificațiile producătorului, nu prea înțelegeam de ce mașina este echipată doar cu un rezervor de 45 de litri. Serios, se pare foarte, foarte puțin. Acum am înțeles de ce are doar atât de mic rezervorul. Pentru că nu consumă. Mașina asta consumă foarte puțin. Până acum am 4,1. Mai avem un pic și terminăm testul. Sunt foarte, 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 foarte curios ce rezultat vom avea. Nu vi se pare ciudat ca pe spatele mașinii de gunoi să ai reclamă cu meniul la o shawarma? Deci, serios? Cât de inventiv sunt oamenii? Am ajuns la sediu, înapoi. Asta e fața mea când rămân mască. Am să vă arăt ceva ce n-am crezut niciodată și oricine mi-ar fi spus, juram că nu e adevărat. Și ce scrie aici? 3,8. 3,8. Și bateria, am plecat cu ea încărcată atât, la fel am ajuns cu ea înapoi. N-am ce să comentez. Jos pălăria. Sunt recunoscute ca mașini fiabile, sunt recunoscute ca motoare pe benzină foarte bune, hibrizi foarte buni. Eu n-am crezut-o. Fac și eu ca Bogdan. Lexus, îmi cer scuze. Bravo. Asta a fost testul pe astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să mă agasați cu orice nelămuriri aveți. Pentru că e o premieră și pentru mine. E o chestie fantastică care, nu știu, merită toți banii din punctul meu de vedere. M-am salutat. Pa, pa!